Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 1, versetul 23. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Domnule Primar și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am venit în ajunul Crăciunului să fim împreună la Sfânta Liturghie și să sărbătorim 300 de ani de când a fost ridicată Bisericuța de Lemn, Bisericuța Veche. Am venit să sărbătorim, să slujim împreună Sfânta Liturghie, să vă pun la suflet un cuvânt de învățătură, iar cuvântul de învățătură îl intitulez așa, ideal și ideal. Vedeți? Și în apostolul ce s-a citit, și în Evanghelia ce s-a citit, e vorba de sumedenie de oameni sfinți care mii de ani aveau un ideal. Îl așteptau pe Domnul Iisus Hristos să se nască și să crească, să ne mântuiască. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, reiesc cu limpezime calitățile pe care Fiul lui Dumnezeu, când se va întrupa, le va avea. Iată, de exemplu, prorocul Isaia, cu sute de ani înainte, în cartea sa, în capitolul 11, primele 6 versete, în mod prorocesc, îl văd pe Domnul Iisus Hristos, care se va naște la plinirea vremii. Și vă citesc. O mlădiță a ieșit din tulpina lui Isei și un lăstar va da din rădăcinile lui și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe. Și îl va umple pe el Duhul temerii de Dumnezeu și va judeca nu după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea sa după cele ce se zvonesc, ci va judeca pe cei săraci într-o dreptate și după lege. Va mântui pe cei săraci. Dreptatea va fi o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un briu pentru coapsele lui. Atunci, lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară. Și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copilaș îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii de leu vor sălășlui la un loc cu mielul. Și leu va mânca paie ca și boul. Așa vedea Isaia împărăția lui Dumnezeu. Acesta era idealul lui, cu care a adormit coborârea pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos.
Acum, nu numai prorocul Isaia. Iată, vă citesc și din prorocul Daniel, pentru că și el l-a așteptat pe Mântuitorul Iisus Hristos. În cartea sa, în capitolul 9, versetul 24, prorocul Daniel zice așa: 70 de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău și pentru cetatea ta cea sfântă, până ce fără de legea va trece peste margini și se va pecetlui și va ispăși nelegiuirea, până ce dreptatea cea veșnică va veni. Vedenia și prorocia se vor pecetlui și se va unge Sfântul Sfinților. 70 de săptămâni de ani tâlcuiesc comentatorii Scripturilor. Sunt de atunci, de când a trăit prorocul Daniel și până când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Toți prorocii în duh l-au văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos născându-se, întrupându-se pentru noi și pentru a noastră mântuire. Acesta a fost idealul lor și la vremea potrivită el s-a împlinit. Și sărbătoarea Crăciunului subliniază acest mare adevăr, întruparea lui Dumnezeu, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum cei preocupați de istorie ne și spun când s-a petrecut lucrul acesta. Dacă în Scriptură, Sfântul Evanghelist Luca pomenește că cezarul August a făcut recensământ în Imperiul Roman, că recensământul se făcea în cetatea de obârșie, că bătrânul Iosif cu Sfânta Fecioară Maria s-au dus să recenzeze din nordul Israelului, de la Nazaret unde locuiau, până în sudul Israelului, la Betleem. Și acolo, fiind lume multă, nici n-au avut loc de găzduire. Niciun han nu era gol. Și atunci au intrat într-un grajd, într-o iesle, s-au culcat și acolo l-a născut Maica Domnului, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și ne spune Luca că în momentul în care s-a născut Domnul Hristos, mulțime de oaste cerească a interpretat primul colind: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Iar păstorilor care străjuiau împrejurul turmeilor, îngerul le-a spus: iată, în cetatea lui David, adică în Betleem, vi s-a născut Mântuitor care este Hristos Domnul. Mergeți și veți găsi un prunc culcat în iesle. S-au dus și l-au găsit. Au venit apoi de la răsărit și cei trei crai și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne istorisește ce s-a întâmplat atunci. Acum, pe calendarul ce era în vigoare, calendarul Imperiului Roman, erau 750 de ani de la întemeierea Romei. Și un călugăr din neamul nostru, Dionisie cel Mic, de neam din Dobrogea, a călugărit prin Apus, pe la Roma, a zis așa, era un om foarte deștept: nu se cuvine să numărăm anii de la întemeierea Romei. Dar de când? De la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și și-a impus punctul de vedere și începând cu lumea creștină, astăzi toată lumea numără anii de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și cei ce nu sunt creștini.
Și de atunci sunt 2023 de ani până astăzi. Acesta a fost idealul oamenilor credincioși, a prorocilor lui Dumnezeu, a oamenilor sfinți al lui Dumnezeu, să îl primească pe Domnul Iisus Hristos, care la plinirea vremii s-a întrupat. Ne va spune apostolul de mâine de la liturghie, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca pe cei de sub lege să-i răscumpere și să dobândim în fierea. Ideal sfânt, ideal împlinit la Crăciun. Acum am zis că predica mea scurtă se va intitula Ideal și ideal. Sunt și idealuri păcătoase care nu se împlinesc. Care nu se împlinesc. Un poet drag nouă transilvănenilor și de fapt la toți românii ar trebui să le fie drag, este George Coșbuc. George Coșbuc a scris o poezie intitulată așa, Ideal. Numai că este vorba de un ideal întemeiat pe o promisiune omenească. Idealul de care am vorbit era întemeiat pe o promisiune dumnezeiască și s-a împlinit și Domnul s-a născut. Un ideal întemeiat pe promisiune omenească. Zice George Coșbuc în poezia lui intitulată așa, Ideal, că un fiu de crai foarte frumos, pe calul lui, a trecut pe lângă o fântână și o fată foarte frumoasă a ieșit să scoată apă. I-a cerut și i-a dat să bea apă și a zis, mă duc la bătălie, dar când mă voi întoarce, voi veni și te voi lua de soție. Și s-a dus flăcăul. Și beata fată a crezut în cuvintele lui. Idealul ei era să vină flăcăul acela frumos și să o ia de nevastă. A venit mâine, poi mâine, o săptămână, două, un an, doi. A început să îi se albească cosițele. Și n-a mai venit flăcăul care îi promisese că o va lua de nevastă. Era un ideal întemeiat pe o promisiune omenească. Și zice George Coșbuc că biata fată a îmbătrânit și într-o zi, mergând după apă, a căzut lângă fântână și a plecat în eternitate. Ideal și ideal. Idealul sfânt al oamenilor lui Dumnezeu era acela că se va naște Hristos și Domnul Iisus Hristos s-a născut și a despicat istoria universală în două. Tot ce s-a petrecut înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, înaintea erei noastre și tot ce s-a petrecut după Domnul Hristos este în era noastră. Astăzi, în ajunul Crăciunului, la liturghie, ne aducem aminte de mulți proroci și sfinți care aveau idealul acesta, să-L primească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ideal sfânt, ideal pe care îl avem și noi. Și voi încheia cu o poezioară scrisă de Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu a fost doctor, a fost intelectual, a fost poet. A avut o viață frumoasă. Și tocmai pentru viața lui sfântă, a fost printre cei întemnițați prin anii 58 de către comuniști. Și el a scris, printre altele, o poezie intitulată Colind. În colindul acesta, sunt subliniate lucruri foarte importante. Spovedania și cuminecarea.
Pentru că mii de ani oamenii îl așteptau pe Hristos, acum Hristos este. Și efectiv noi îl primim în Sfânta Cuminecătură. Vă recit versurile. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc, tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Răspunsul nostru. Și noi, Doamne, ne-am gătit. Colibele am curățit, uși ferestre toate-s noi, Doamne, intră și la noi. Aceasta este și o urare pentru dumneavoastră, Domnul Hristos să intre și la noi și să nu mai plece niciodată. Sărbătorile Crăciunului să fie cu multă bucurie și să vă dea Dumnezeu sănătate, realizări și spirituale și materiale și să trăiți mulți și frumoși ani. Amin.